La mulți ani tuturor copiilor, astăzi, în acest episod, am petrecut ziua de 1 iunie cu Darusel 2012 și mama strictă. Voi ce faceți astăzi? Scrieți în comentarii! Ce aer frumos! Aer de vară! În sfârșit a venit vara! Vine vara! Fiante, mi-a stat la telefonul să pun muzica frumos pe lipița! Muzica asta care o să fie ascultată toată vara! Ce vara, mă, a, schimba melodia acum, da, doamne, să legăm prima melodia lui Rafael, doamne, dar să... Darusel, mama, oprește melodia, că am ceva să spun, Darusel! Grau! Cum să te înțelegi? Darusel, mama, vină-mă înapoi, Darusel, vin aici, Darusel, Darusel, vin aici! Ce, mami? Darusel, în sfârșit a venit! Mama, nici vara nu mă lași în pace, lasă-mă în pace! A, da? Vrei să las în pace? Ia uite ce am eu, Darusel, ia uite ce am eu pentru tine, Darusel, ia uite, 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 ia gata, stai, Darusel, stai, băi, putere, mamă, hai să vorbim frumos, Darusel, că a venit vara, pune-te jos așa, Darusel, okay. În sfârșit a venit vara, bă, Darusel, e cald, Darusel, oprește-la dacă nu se va da nimic. Darusel! Darusel, oprește-la, mamă, la odată, doamne, iartă-mă, Darusel, ok, Darusel, mamă, fii atent, a venit vara, 1 iunie, este ce zi este azi, Darusel? Vara! Eu vara nu dorm, nu am somn, mura vreau să-l demândești pe cum câștigă la joc. Rafael, okay. Ok, Darusel, mamă, Darusel, astăzi este 1 iunie și este ziua... Este ziua copilului! Hai, mamă, să te... Da, Darusel, este ziua copilului la mulți ani, mă, mamă, Darusel, ce mamă, ce copil mami, am, ce mami, copil are, mami, mami, foarte prost. Da, Darusel, foarte tare, copilul meu, foarte... Da, da, nu, da, de fapt, da, că eu te-am creat, practic, da, ai dreptate. Mami, fii antenă, sunt nervos, dar fii antenă, sunt așa de bucată că tu-ți las, mă rog. Aaaa, e vara, nu, stai, nu. Ok, Darusel, Darusel, mamă. Ia. Bă, da, gata cu melodia lui Rafael, că mai gata cu melodia lui Rafael, că mai tâmpit, mamă. A făcut Rafael o melodie și acum Rafa, sus, Rafael. Ce tu, Rafael, visezi acolo? Lasă-l pe Rafael, mă, Darusel. Lasă că te vezi și tu cu Rafael după că e ziua voastră, copii, ziua copiilor, Darusel. Acum, mamă... Rafael e copil! Ce? Rafael e copil! Nu-i copil, e moșnag! Nu, ce, Tom, iertă, cum adică nu-i copil, mă, Darusel, dar ce e? Moșnag, e bătrân, e bine toate, bine, Darusel, la mulți ani, mamă, în primul, astăzi, Darusel, este 1 iunie, Darusel, nu-ți mai da nimic, nu-ți mai da nimic, uite că am eu aici. Darusel, pune-te jos la masă, Darusel, că acum o să mâncăm, Darusel, poftim, Darusel, și milkshake, și pizza, și burger, stai să mâncăm, Darusel, acum. Mamă, ce de gând, Darusel, vrei să te duc undeva special, Darusel, astăzi, unde vrei tu, Darusel, să te ducă mama de ziua ta de 1 iunie? Darusel, chiar vrei să-ți iei un cățel? Bine că ai luat... Bă, stă cu cățel! Bă, Darusel, de ce? Remus, fătul! Remus! Stai cu minte, Remus! Stai cu minte, ok? Stai cu minte, Remus! Așa! Bine, Darusel, pe ce care e el, mă, Darusel? Bă, de ce dă câinele ăsta în mine, mamă? Remus, stai cu minte, Remus! Stai cu minte! Pe care e el, mă, Darusel? Bă, Darusel, tu cumva m-ai făcut, bă, băiat? Mamă? Pia! Bă, de ce tot în mine? Dar să ia las-o cu câine, știi că deja mă... Ok, dar să le ai, poftim, dar să le mai ia bărga și așa ta. Unde vrei să te ducă mama pe tine, dar să le ia, spune-te la mama. E unde vrei să te ducă astăzi, de ziua copilului, că a venit vara, e frumosă, fără, uite ce soare e, cum e totul foarte frumos, dar să le putem să folosim și piscina acum, bine, că tu ai folosit-o și pe iarnă, dar nu mai contează asta și pe primăvară și la 16 grade, acum câteva zile. Aaaa, dacă scuremus, i-am dat mai multă mâncare și-o crescut. Bine, Darusel, mamă, mă auzi, Darusel, lasă, bă, dar ești fascinat de câinele ăsta. Nu vrei să le mai duc nicăieri, dar aici tot de câinele ăsta. Darusel, mamă, hai să... Vrei să te duc undeva sau unde? Hai că mă duc eu singură, gata, hai că stau. Hai cu mine, mami, hai, mami. Mami, nu, mami, ia-mă și pe mine. Bine, Darusel, mamă, odată. Și nu mai faci așa ca fraierul, că deja mă enervez, Darusel. Vin ziua și ziua copilului, ești prostă, nu, Darusel, unde e mașina?
pe zi antena, mami. Rafael a fost. Unde mașina aici? Și mă, mașina noastră roșie. Gata. Ok, hai să urcăm, dar să nu mami, stai, mami, mami, hai, dar să mami, dacă nu te mai duc nicăieri, nu te mai duc nicăieri, hai odată, ce tot vrei? Da, înainte să plecăm, stai, nu contu, nu contu, vreau, nu mai nu contu, vreau să zic că m-am căcat pe mine. Vai, am văzut la toaletă. Ce bine am și la toaletă. Mami, hai să mergem, că acum sunt mai bine. Hai, dar să le calza 20 de minute după tine, mama. Hai să te duc acum, dar să le... Unde vrei să te duc, mami? În parcul de distracție? După aceea să stai tu cu Rafael, că e și ziua lui, dar să le amândoi sunteți copii. Să stai cu el, te duci tu cu el, nu știu unde te duci. Faceți voi ceva împreună, nu știu ce tu faci. Ce tu... Ce faci, mă, dar să le termină cu TNT-ul ăla? Vrei în parc sau la bowling? În parc! Ok, dar să le ai că te duc în parcul de distracții, mamă, mamă, dar să le uite ce frumos e aici, mamă, s-a făcut. Uite și mă... Bă, mașina e frumos aici, hai că plec cu ea, nu mai bine, dar să le ca să pleci tu cu mașina aia frumos. Ia uite cât de tare e aici în parc, bună ziua, bună ziua, mamă, s-a făcut. Bună seara, bună seara, mă! Ați venit, dar să mă mergești pe șeful dumneavoastră! Bă, și dar să mergi că este șeful vostru! Ia copilul, băi, sunt copilul, copilul suprem, ia fi antena, mami! Mami! Bitch! Dar să-l vorbește-mă, mamă, frumos, hai, dar să le fii atent, hai, ia să-l vorbește-mă, ia, copilului, cum te dare să-l la aparatul de dacă bunul, ia! Ce bine, am dat 1000, am făcut 1000. Hai că scrie, că acolo scrie 110, dar să le scrie 10 acolo, vadă că am putea aici, hai să vedem care, slab, mamă, ia uite, aici puterea adevărată, ai văzut, mamă? Nu, nu se poate de ceva, mami, ce-i acolo, uite? Ai, e ceva nou, dar să-l ce-i, what? Ce e acolo? Darcel, mă, ce tare Darcel. Mamă, Darcel, mami, Darcel, mamă. Bă, dar e, bă, ce-l construi oamenii ăștia acolo? Mami, mami, ce acolo, mami, urcă-te, urcă-te. Da, ce-l construi oamenii ăștia aici, că e super tare. Hai să ne ducem să ne dăm în parcul de distracție, dar aici, prin partea asta. Mamă, cum e frumos și cu... Înapă și tu, înapă! Știi ceva, Darcel? Darcel! Nesimțit, dă-ți ia copilul așa în bașul de mama ta. Mami, fii antena, mami. Când te-am aruncat. Mă, ce-i mă locul ăsta, dar să de ce m-ai adus aici pe platforma asta? De când există platforma asta, de fapt? Da, eu fii antena pe Rafaele. Te-am adus la un concurs de construit. Și fii antena pe Rafaele. Dar nu mai vorbi așa pe nas, dar să le termină școala, dar să... Stai-mi-mă, așa fii antena pe Rafaele. Noi o să facem la comună, adică o să facem în echipă și o să facem fii antena. Nu, dar să stai puțin, înainte de toate, dar să le vreau să mai explic o dată, că nu înțeleg ce mi-ai explicat aici tu aici, dar să le, dar înainte de toate, dar să le, vreau să spun la mulți ani, bă, dar să le, că e 1 iunie, în ziua copilului, dar să le. Bă, mersi, bă, papai, hai că te pupă, dar să nu te concentri, te pupă. Nu știu să vorbești, dar să le, doamne, termin o dată, așa, mă, ce e cu platforma asta și ce vrei să facem, dar să le, tu ai construit platforma asta, ce se întâmplă aici? Mă, scoate, mă, pă, mă, dar să le termină, doamne, Iu, hai că ești nesimțit, dar să le, ce vrei, mă, de ce m-ai chemat aici? De ce am tăiat pe la fel, vreau să facem concurs de construit. Ce concurs de construit? Unde? La comun. Unde e arena? Păi noi, fii antena, facem pe toată planșa asta și o să facem împreună la comun. Așa, mă, omule, nu m-am mai scuipat, dar în sele, nu știi să vorbești normal, vorbești cu precipitație, ești un fraier, dar în sele, hai mă, bă, dar în sele, nu m-am mai scuipat, nu mai vorbi așa, doamne. Hai, stop! Ce start? Așa, dar în sele, dă-te mai departe de mine, că deja mă enervez, dar în sele, cum vorbești tu acolo, dar în sele, termină, ce înseamnă astea, dar în sele, ești simțit? Hai, stop! Hai, mă, construiește, mă! Ce să construiesc, mă, omule? La copisiant! Mă facem concurs de construit la comun, pe ziua copiilor. Să construiți chestii legate de ziua copiilor, nu? Da, și fii antena, o să facem în echipă la comun. Așa, și ce tu de gând să faci aici, dar să le? Păi cum adică mă facem în echipă, mă, dar să le? Cum să facem în echipă și care mai e concursul de construire, că nu înțeleg? La comun! Păi și care sunt reg, care concurs, că de construit? Da, și le fac note, pe fii antena, tu faci ce vrei, tu și faci ce. Ce, bă, nu te, mă, stai rău pe loc, mă, dar să le termină, bă, dar să le, mă, dar să le știi ceva? Hai că fac eu regulile, hai că fac eu regulile, dar să le. Fii atent, faci. Doamne, ce ciudat ești, dar să le, hai că deja mă enervez. Da, gata, vă mai vorbi, dar să le, lasă-mă să spun aici. Ok.
Ok, bun. Astăzi o să facem un concurs de construit cu Darusel 2012. Ceea ce a vrut el să spună este că el vrea să facem un concurs de construit mai special de 1 iunie, cu niște tematici mai mișto și cu un format mult mai șmecher, adică să facem la comun. Dar vă întrebă cu adică concurs dacă e la comun. Păi bine, facem să vedem astea. O să facem o planșă după cum, să zicem, ca și cum facem niște chestii legate de 1 iunie. Și o să facem aici o planșă super tare de 1 iunie și vreau să dați voi acolo note dacă vă place planșa, vreau să scrieți ce note dați la întreaga planșă și vreau să scrieți cine a făcut cele mai frumoase, cine a construit practic cel mai frumos, cine a contribuit cel mai mult și cel mai frumos la această minunată planșă la tot teritoriul acesta. Am zis bine, Darusel? Da, okay. Bravo! E bine, Daru! Așa, Darusel, înainte toate, nu mai zici așa că sunt vărătoși și toate astea, Darusel, că mă enervez deja, Darusel. La mulți ani, chelzea copilului, Darusel, la mulți ani și ție și tuturor oamenilor care se uită la acest video. Da, hai copii, să băgăm la building fiante, dacă tu crezi că ești un copil și trebuie să sărbătorești și tu ziua copilor, vă rog să dați like și subscribe dacă crezi că voi sunteți copii. Hai, așa că hai! Deci, Darusel, am zis, dacă voi sunteți copii și este ziua voastră astăzi, să dați acolo like și comentariu și subscribe, azi, Darusel, da, comentariu, am zis, să scrieți în comentarii câți ani aveți fiecare, chiar sunt curioși și acum, hai, Darusel, ce făcum aici, ce e asta, o explicație, ce legătură are cu 1 iunie? Eu numesc aici creația copiilor. Ce creația copiilor și ce prostie asta, Darusel? Da, nici nu mai vrea să mai vorbească, dar să hai că ne apucăm noi acum, vreau să fac, ok, deci vedem că avem aici, practic, vreau să iau niște ul din acesta, de fapt nu, hai că iau niște concret, o să iau concret din acesta și din acesta și eu vreau să fac aici un fel de balon, hai să luăm și niște glass, ia, există glass roșie, nu există aici din păcate, dar vreau să facem un fel de balon aici, foarte frumos, avem aici un balon, acesta practic este susținerea balonului, cum stă el frumos aici și acum vreau să facem un mini balon, ceva aici, o frumusețe, vreau să facem cât mai multe chestii interesante pentru că este 1 iunie, ziua copiilor. Vreau să facem niște chestii ca și cum sunt desene pe asfalt, cum ar veni să facem aici ceva pixel art ca și cum sunt desene pe asfalt, pentru că știți că de 1 iunie, adică nu știu dacă și la voi se întâmplă la fel, dar la mine se ține un concurs de cross și de desene pe asfalt și vreau să-mi scrieți în comentarii ce faceți voi de 1 iunie. Chiar sunt curios, ce faceți voi astăzi de 1 iunie? Cum vă petreceți ziua copiilor? Sexy lady. Ok, dar să le te gândi să vorbești acum, nu? Da, ok, dar să acum nu să mai vorbesc. Bine, dar să nu mai vorbi, mai bine că nu mai vorbești, ok. Deci am făcut asta, așa acum hai să facem niște desene pe jos. Păi fiți atenți, vreau să fac desenele acestea ceva mai interesante. Hai să luăm concret din nou. Eu luăm yellow pentru a face un mare de... Nu, fiți atenți, hai că nu vă zic. De fapt, hai că vă zic. Vreau să nu vă zic, dar hai că vă zic. O să facem aici un fel de peisaj foarte, foarte șmecher. Să vedem cum o să iasă desenul acesta în pe pământ, practic, cum ar veni desenul, practic, aici, pe platforma asta, ce se află aici. O să facem o planșă din aceasta, cum ar veni, să avem aici cerul, să avem și niște pământ, să avem niște chestii aici, să fie totul frumos aici, iarba, după cum puteți vedea în partea aceasta, cerul, iarba, pune și noi un soare. Hai să-l punem în partea stângă, cum ar veni. Știți că mereu se pune în colț la desene, chiar dacă soarele nu stă pe colț, stă pe la jumate, ce ala girul? Dar zele mănec, ajutor! Nu mă repara, fame, fiante! Nu, gata! Ok, dar să like, ești de simțit deja. Ok, hai facem aici. Ok, ăsta este peisajul meu. Asta am reușit să fac aici, dar să le, ăsta este peisajul meu. Te pricep, ia vine mă tu, dar să le, tu te pricep să faci desene pe asfalt? Eu mă pricep, ia uite ce frumos e, dar să le, ia. Vreau să scrieți voi acolo în comentarii ce notă. Bine, dar să le lasă tortola. Vreau să scrieți voi acolo în comentarii ce notă dați la acel desen pe asfalt pe care l-am făcut eu de 1 iunie. Dacă vă place și acesta este, opa, nu prea seamănă oarecum cu un balonaș, dar e ok, dar să le, ce e asta? Ce tort visezi tu, dar să le? Tort ziua României, dar să nu e ziua României, băi, e 1 iunie. Eu mă simt român. Păi da, ești român, dar să le logic. Cum adică te simți român? Păi normal că te simți român dacă ești român, nu? Nu e logic? Păi da, păi și fiată, deja copilul mă simt român. Papi, m-a făcut mama român. Okay. Aminte, măi, și mă cheamă Darusel și sunt foarte cu minte. Da, nu mai cu minte nu erai tu, Darusel. Hai să fii serios, pe bune acum. Darusel, mai încerc aici să mai fac ceva, Darusel. Vreau să facem planșa asta, nici chiar nu știu, mai luat prin surprinde, Darusel, cu asta. Trebuia să-mi spui și mie de dinainte ca să mă pregătesc și o să am o idee. Că pe, nu prea am eu idee neapărat, Darusel. Ia mă să facem așa. Știu ce fac, nu, asta nu facem. Fiți atenți cum vreau să fac aici. Luăm niște chain-uri pentru că vreau să facem o chestie din aceea, știi, dar să le
de-alea, lanțurile alea de te dai în ele, dar răsele de te zboară, de chestii de genul, știi de ce zic? Nu! A, ok, deci dar răsele nu știi, scrieți-mi acolo în comentarii dacă voi știți. Bără să fie antenă, bără, fel e fie antenă, eu să fac la orice copil ce le place, le place știința! Știința, dar răsele, bine, ok, eu fac aici, dar răsele, fac lanțurile astea în care să se dea copiii, practic este un par de distracții, oarecum că e și parcul aici, în apropiere, se poate spune așa ceva de genul. Am pus aici, dar răsele, niște lanțuri din aceștia să se dea copiii frumos, dar răsele aici, tu ce faci pe acolo? Ce? Dar chiar mă, ia mai, ai făcut tortul? O, oh, arată interesant, dar răsele, tortul. Nu-l atinge, nu-l atinge, mă, Rafale, nu atinge, nu atinge nimic, fii atent. Nu-l atinge. Fac experimente care dacă eșuează, o să te bat, ai înțeles? Bine, dar răsele, am înțeles, termină, că deja mă enervez, ok, hai că pune și noi aici niște lumină foarte frumos în partea aceasta și hai să vedem ce mai putea să mai facem. Pe lângă acestea ce am făcut eu pe aici, ce-aș putea să mai fac? Mă gândeam să fac un, aici, hai să facem un fel de ăsta gonflabil, să facem frumos un... Da, dar răsele, stai puțin, că nu mai știam cum să... Voiam să mă gândesc aici cum vreau să fac, că nu știu exact cum vreau să fac, dar vreau să fac un ăsta gonflabil, dar răsele, un... cum se mai numește, mă, dar răsele? Un tobogan, dar răsele, direct gonflabil, din acest... Ce mă? Bine, vorbești prea mult. Bine, dar răsele, păi vorbești prea mult, stai să vorbești tu, dar răsele, că așa zice lumea. Nu vorbești prea mult, dar tu dacă nu vorbești, dar răsele, tu nu vezi că... Ok, taci, ok, deci fie antenă, ce adeși, facem aici un alt experiment care vă a văzut la mine și v-a plăcut. Da, copilul... nu cred că i-a plăcut nimănui ce ai făcut tu, dar răsele, în viața asta, dar în fine, ia că eu fac aici foarte frumos. Hai să luăm cu ul, că totuși ul cred că arată mai interesant pe partea asta. Acesta este practic ăsta gonflabil pe care noi îl facem, cam așa arată, nu o să fie. Hai să facem aici ceva, o formă. Ce să facem, domnule? Bă, bără, vă fie antină, bă, Rafale, că este joc copiilor. Eu mai am un experiment. Să zice că dacă dai like și subscribe, o să auzi muzica asta. Băi, melodia mișto că e făcută pentru tine la troll, dar răsele, pe care eu ți-am făcut-o, da, e o melodie chiar mișto, ai nimerit-o bine de data asta, dar răsele, uite, bă, am făcut aici și topoganul acesta gonflabil, am făcut și acea chestie foarte, foarte interesantă și anume am făcut ăsta, lanțurile acestea în care se dau oamenii, copiii, se dau aici, vin de 1 iunie, se dau în lanțurile astea de se învârt și toate astea, topoganul gonflabil aici, aș vrea să mai fac acum o trambulină, dar răsele, tu ce? Dar ce sumă asta, dar răsele? Ce treabă au chestiile astea cu de 1 iunie, dar răsele? Ce treabă au? Pe fiante, bără, fane, e experiment. Cine orice copil este interesat în știință. Eu sunt dar răsel științatorul, știe totul. Da, ești cam prost, dar răsele. Tu vrei să spui asta, vrei să spui tu, dar răsele, că tu ești cam prost. Dar eu iau aici niște materii. Ce s-a pus, mă, dar răsele? N-am eu treabă cu ce faci tu acolo. Lasă-mă cu prostiile astea tale, dar răsele. Nici n-am slime block, ok, mamă. Deci, voiam să fac aici cu slime block, dar nu există slime block, din păcate, dar hai că facem așa. Facem un fel de trambulină, dar răsele, să vedem ce ne iese aici. Ok, facem o mini trambulină, nu știu exact cum o să ne iasă, dar da, nu e cea mai mișto chestie, sincer, pentru că nici nu avem slime-urile alea și nu prea sare, dar e o trambulină în aer liber, dar nu o facem în aer liber, pentru că, dar răsele, cum se mai numeau alea, iron bars, o să le facem așa foarte frumos, o să fie o trambulină mai specială, dar răsele. Ia, bravo, fă-ne, ia! Așa, bravo, ăsta, cum se numește, dar răsele, ăsta e, bravo, dar răsele, ăsta era, bravo, bravo, mă, vezi că te descurci, dar răsele, mă, că nu ești prost degeaba, mă, dar răsele, mai și minte uneori. Dar să-l căcănar. Ok, dar răsele, bă, dar te faci de râs, dar răsele, bă, dar răsele, ai uitat, mă, că te știe o țară întreagă. Bine, vorba vine că te știe, că nu te știe nici nimeni, dar răsele, abia te știe mai cât pe tine, dar nu mai zicem asta. Da, am făcut aici, dar răsele, am făcut și această, cum se mai spune, mă, dar răsele, cum se mai numește? Ia spune-le tu la oameni, cum se numește chestia asta, dar o fac eu, ia spune. Libeluna! Libeluna! Știi ceva? Hai că lasă așa, dar răsele, că deja mă enervez. Bă, cred că ar trebui să pun stop. Dar răsele, de ce? Eu cred că ar trebui să pun stop. Asta e toată planșa, dar răsele, că nu înțeleg. Tu ești cam ciudat, dar răsele, ok. Vreau acum, dar răsele, urmează ca oamenii să dea notă la planșa aceasta de 1 iunie și vreau să scrieți înainte de toate, vreau să scrieți în comentarii ce ați făcut voi de 1 iunie, ce faceți astăzi de 1 iunie, deja copiilor. La mulți ani, scrieți în câți ani aveți voi acolo în comentarii și acum vreau să vă prezint. Aceasta este construcția pe care dar răsele a făcut-o, aceasta este tot pe care dar răsele a făcut-o, asta tot al dar răsele pe care încă construiește, nu știu ce sunt chestiile astea, vrea să scrieți asta, zic că e tort, asta nu știu ce sunt. Aici un fel de balonaj pe care eu l-am făcut, ai răbdare, dar răsele, aici este un tobogan gonflabil, aici sunt lanțurile acelea prin care te învârți cum ar veni, practic, aici este un desen pe asfalt, chiar sunt curios dacă voi face desene pe asfalt din 1 iunie și e un concurs la mine în oraș și aici este o trambulină. Dar răsele, asta este toată plan și eu zic că arată interesant, puteam să facem mult mai multe chestii, dar cu dar răsele nu se mai poate, adică pe bune. Ia, bravo, le fie antena, acum atingem la lucrurile bune, eu
interesant joculețul acesta, chiar interesant, dar să este un joculeț interactiv pentru copii, chiar este un joculeț interesant, dar să le mai surprins, mai surprins. Spargele, rapid, dați-le, spargele, rafale, spargele, mai repede, spargele! Bine, dar să le ai, că e interesant, bravo, dar să le așa, altceva, dar să le asta a fost ok, asta este tortul pe care te-l-ai făcut. Nu, Rafa, vină, vină, nu basta, o să fie mai bine, acum avem la, acum avem lansatorul de oameni. Uite, stai aici, stai aici, stai aici. Bine, da, gata, ia lansatorul de oameni și stai aici, dar să le stai acolo. Du-te tu, du-te tu, dar... Hai că ești prost, dar... L-am dus direct la ceruri. Bă, la mine, fie antenă, fie antenă. Acum o să apăs maneta și fie antenă. Bă, gata, dar să le fie atent, stai puțin, dar să le lasă maneta, că ai apăsat-o deja destul, dar... 3, 2, 1! Da... Păi, a rămas telefonul aici, doamne, ultimul telefon, așa, gata, gata, hai că e bine. Acum, vreau să scrieți în comentarii cine a făcut cele mai frumoase darusele. Eu, 100%, am făcut mai frumos decât tine toate lucrurile astea de pe aici, darusele. Da, e, sunt interesante și chestiile de le-ai făcut tu. Ia, bă, Rafa, le fie antenă, bă, Rafa, le vezi butoanele, așa, ia, să le vezi butoanele. Da, darusele, suflă lumânări, hai, de paște. Hai, hu, 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 hu. Gata, acolo, bine, dar să le gata, scrieți, bă! Da, scrieți în comentarii, e clar că eu am câștigat, dar scrieți și notă dați la întreaga planșă, cum se vede din total, cum s-ar fi văzut fără asta de mai devreme, de ce ați văzut mai devreme, scrieți acolo în comentarii. Dar să-ți ai bătut jos de toată planșa. Măcar au rămas ale mele, da, bra. A, da, asta a rămas, dar restul a rămas. Și ce a rămas? A rămas practic ce e mai bun a rămas. Pentru că dar să-l groaznic, jalnic. Ba, 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 nu mai, gata, gata. Ei, ei, fii atent, dacă vă va plăcut clipul ăsta, nu te-a stat, să-ți stat like și subscribe. Eu să dau sezonul 2012, alături de fraierul meu, Rafael 2001 ăsta. Bă, Rafael, dar tu în ce ne-a fost născut? Nu contează, alături de Rafael Urătu. Pam, pupat, pa, pa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.